Nu pot găsi. Cu toții am fost învățați de profesorii, pastorii și părinții noștri ceea ce a spus Pavel despre menținerea atenției pe Mesia și nu specializarea în minori, cum ar fi regulile sau legile scripturii. Dar pentru a explica mai bine o dihotomie profundă discutată în acest articol, să luăm mai întâi în considerare exemplul unui sport de echipă. Echipa poate fi formată din 16 sau mai mulți jucători. Dacă fiecare jucător ar crede că tot ce trebuie să facă pentru a câștiga jocul este să spună numele sau să-și Concentreze privirea asupra capitanului echipe, o pierdere semnificativă ar fi a lor. Ci mai degrabă, pentru fiecare sport există reguli de joc care se află sub autoritatea capitanului echipei, care sunt în vigoare pentru a juca și a câștiga. Respectând regulile jocului, îl onorăm pe capitan și câștigăm premiul. Din același motiv, mesia a declarat, dacă mă iubești, păsește poruncile mele. Regul frauduloase de măsurare a timpului. Problema aici este că regulile pe care le-am învățat cu toții pentru măsurarea timpului sunt la fel de departe de adevărul scriptural precum este un calendar de perete de soare, lună și stele. Atât Tora Tahna cât și Brit Kadasha de declară că timpul este guvernat de armonia în trei părți trinitatea luminilor de sus și nimic nu se referă la calendarul de zid roman și la un sabat de sâmbătă sau duminică în paginile din Scriptură. Aceasta este o descoperire a greutății eterne pentru cei care caută adevărul ca și comoara îngropată și doresc cunoașterea ca să poată merge în el. Dar, din păcate, majoritatea vor merge pe drumul lor, urmând calea celei mai mici rezistențe. Căci este ușor să trecem ceva ca neesențial atunci când am îmbrățișat o paradigmă opusă toată viața, adică un sabbat de sâmbătă sau duminică din calendarul Gregorian Roman, adăugând că aceasta este aceeași putere religioasă pe care o declară fiara Apocalipsei. Mai mult, această paradigmă nescripturală este proclamată de un papă per perceput profet modern reformator rabin sau pastor alături de care ne-am adoptat ca un slujitor ales al adevărului. Dar pe măsură ce reforma continuă înainte, la, la fel face și revelarea cunoașterii adevărului. Făcând referire la sfârșitul timpului, Daniel 12 ne spune că oamenii vor alerga încoace și încolo și cunoștințele vor crește. Acest lucru pare să indice că la sfârșitul timpului cunoștințele vor crește cel mai mult ceea ce înseamnă că erorile vor fi expuse și adevărul va fi restaurat. Desemnarea divină a lunii Folosind luna ca far al timpului pentru adunările sacre uh, de închinare, nostru, creatorul nostru și-a proiectat lunile, săptămânile și zilele lunare pentru a sincroniza pământenii cu scaunul său de putere. Prin această secvență neschimbată de măsurarea timpului, pământenii pot ști cât de mult sunt iubiți și invitați continuu la adunare cu creatorul lor iubitor. Acest angajament lunar de măsurarea timpului nu se închide închină mai mult lunii decât cei care țin sâmbăta sau duminica și închină ceasul sau calendarul de perete, deși spunem multe cu cine alegem să ne aliniem viețile. Dar în mod surprinzător, soarele nu a primit ordin să cheme adunările sacre ale lui Iahua. În schimb, era luna. El a făcut luna ca să arate vremurile sau sărbătorile, soarele să știe când trebuie să apună. Soarele tău nu va mai asfinți și luna ta nu se va mai întuneca, căci Ahua va fi lumina ta pe vecie și zilele suferinței tale se vor sfârși. Ca luna vă dăini pe vecie și ca martul credincios din cer. Principiile babiloniene și romane ale creștinismului toate bisericile creștinizate, inclusiv a dumneavoastră, se află sub îndrumările frauduloase ale creștinismului babilonian-roman și modelul lor unic de măsurare a timpului care nu se găsește nicăieri în scriptură. Singur împăratul roman Iulus Cezar a divorțat de lună de toate unitățile de timp în 45. Apoi, mai târziu, evreii din secolul al IV-lea, după Iașua, a fost presați să le schimbăm calendarul la ceea ce este acum în conformitate cu sistemul babilonian roman. La acea vreme, sub conducerea lui Hilel, al doilea israeliții au ales să folosească modelul calendaristic babilonian pentru lunile noi și ciclul săptămânal continuu roman. Dar a existat un conflict instantaneu între această nouă săptămână de cicli și lunile calendaristice lunare, ceea ce a cauzat să se ciocnească zilele de sărbători și sabatele recent modificate. Singura lor hotărâre a fost să elaboreze un document de mediere numit reguli de amânare. Aceste de reguli nu au fost niciodată necesar când Israel a folosit calendarul autentic și original. Ar putea fi acesta măcar un exemplu de ce în Apocalipsa, Mesia declară, Babilonul a căzut, a căzut, ieșiți din ea poporul meu. Deci, atunci când mi-am început cercetarea, nu căutam să scap de credința mea percepută în sacralitatea sâmbetei. Am descoperit curând că numai calendarul roman solar și toate ieșirile sale din timp erau înlocuiri frauduloase ale originalului creatorului nostru. Acest adevăr m-a eliberat de lanțurile de minciuni babiloniene și romane. Cu toate acestea, cu acestea spuse, este o doctrină esențială care detronează unele lucruri pe care poate le-am îndrăgit, cum ar fi un papă, reformatorii, rabini și cuvântul pastorului nostru. Așa că să descoperi că nici sâmbata, nici duminica nu este șabatul sacru al Bibliei, este o dezvăluire a unei dintre cele mai mari înșelăciune ale tuturor timpurilor, în special împotriva lui Iahua, cel prea și a celor care caută să i se închine în adevăr. Adăugați la aceasta că întreaga noastră paradigmă calendaristică este o minciună direct de la scaunul guvernat, guvernului lui Satan, la care se face referire în scriptură de Babilonul Curvă. Acest lucru este greu de acceptat, dar fiecare persoană trebuie să se roage pentru adevăr. O inimă de înțelepciune care să stea ferm pe temelia modelului de măsurare a timpului ordonat al Creatorului și curajul de a se îndepărta de orice eroare doctrinară și de conducătorii falși, papa, profeții, reformatorii și pastori, care nu au fost niciodată rânduiți de Iahua, oricât de frumoase ar fi scrierile lor sau cât de mult ați urmat această tradiție. Ar putea această problemă a metodelor de măsurare a timpului să fie adevărul de testare al zilelor din urmă de către cei mai înalți când se propune să se separe oile sale ascultătoare de caprele cu inima răzvrătită? Cine ar fi crezut că pe lângă duminică nici sâmbăta nu este adevăratul șabat? Dovezi istorice. La mijlocul secolului I, înainte de Iașu, Iolus Cezar l-a invitat pe Sosigenes, un astronom Alexandrin, să-l sfătuiască cu privire la reforma calendarului, iar Sosigenes a decis că singurul pas practic a fost abandonarea completă a calendarului lunar. Lunile trebuie aranjate pe o bază sezonieră și trebuie folosit un antropical solar ca în calendarul egiptean, calendarul iulian, Enciclopedia Britanică. Nu este ușor să trasăm linii rigide care să separe legea evrească ortodoxă de obiceiul evreiesc. Există o zicală străveche că în iudaism obiceiul devine lege, iar istoria iudaismului va dezvălui multe lege religioase recunoscute și respectate pe scară largă, care și-au originea în practici populare de mult acceptate când evreii s-au întors în Palestina după exilul lor babilonian, au adus înapoi cu ei astronomia babiloniană și modul de a socoti timpul. Calendarul evreiesc ortodox de mai târziu după domnia regelui Iosia și mai ales după exilul Babilonei a avut -o la o loc o serie de schimbări semnificative și de durată în calendarul israelit, care arată că evreii farisei ortodoxi au adoptat treptat calendarul babilonian al vremii. Totuși, ziua era numărată de la seară la seară după uh, moda babiloniană. În anumite sfere ale populației, sistemul mai vechi de măsurare a timpului a continuat să fie în uz, fie exclusiv, fie alături de sistemul mai nou. Astfel, în slujba Templului, sistemul mai vechi a continuat pe tot parcursul existenței celui de-al doilea Templu, și acolo ziua era socotită de dimineață până dimineață. Modificările în poziția calendaristică a zilei de odihnă religioasă săptămâna, săptămânală au fost puține din timpurile preistorice până în zilele noastre. Șabatul care s-a coborât la evrei din timpurile preistorice înainte de Moise a fost o a șaptea zi a săptămânii lunare. Săptămâna lunară și luna lunară au oferit omului timpuriu cea mai simplă formă de împărțire a timpului. Luna și luna însemnau același lucru, împărțirea lunii în patru săptămâni de șapte zile, iar împărțirea săptămânală a început din nou în momentul următoarei luni noi. Schimbarea de la săptămâna lunară la săptămâna de șapte zile, care se desfășoară continuu pe parcursul anului, Deși o schimbare importantă a fost neînregistrată. Utilizarea două stiluri de săptămâni pare să fi existat împreună, iar săptămâna de 7 zile mai modernă cele din urmă imaginea veche a lunilor noi, săptămâna lunară a fost simplă și utilă. Când săptămâna continuă de șapte zile a fost în general acceptată, atunci a fost legată de trecut, doar acum datăm evenimentele dintre dinaintea lui Iașua la o scară necunoscută oamenilor și istoricilor acelor vreme. Șabatul lunar a fost succedat de sabatul săptămâna de șapte zile fără uh, confuzie, iar mențiunea șabatului în exodul 31 cu 13 și în alte părți poate fi luată ca referindu-se la ziua lunară. Duminica ca ziua mondială de odihnă, șabatul, ziua pe care iubirea divină a stabilit-o și uh, iubirea umană trebuie să o păstreze. Odată cu distrugerea templului în anul 70, saducheii au dispărut cu totul, lăsând reglementarea tuturor treburilor iudaice în mâinile fariseilor. De acum înainte, viața evrească era reglementată de farisei. Întreaga istorie a iudaismului a fost reconstruită. Din punctul de vedere fariseic-babilonian și a fost dat un nou aspect Sanhedrinului din trecut. Un nou lans de tradiție a înlocuit tradiția preoțească mai veche. Fariseismul babilonian a modelat caracterul iudaismului și viața și gândirea evreului pentru tot viitorul. Fariseismul a devenit Talmudism, iar spiritul vechiului fariseu supraviețuiește neschimbat. Când Evreul studiază și Talmudul, el repetă, de fapt, argumentele folosite în academiile palestiniene. Spiritul doctrinei fariseilor a rămas rapid și vital. Le pun în descriere toate citatele. Referința lor. Câteva obiceiuri care au predominat în perioada dintre exodul israeliților și învierea lui Iașua s-au schimbat atât de complet până în secolul al XVII-lea creștin, încât traducătorii versiunii autorizate a Bibliei engleze nu au putut percepe unele adevăruri importante predate în versiunea grecească a Vechiului Testament și a Noului Testament grecesc. Adevărul nevăzut nu ar fi tradus clar în Biblia engleză. Studentul care, în mod necesar, s-a limitat în studiile sale la versiunea în limba engleză, nu ar putea vedea mai mult adevăr decât era exprimat în versiunea în limba engleză. În al doilea rând, deoarece evrei de mai bine de 16 secole au respectat sabatul de sâmbătă și din moment ce creștinii au avut de mai bine de 18 secole din un sabbat fix de duminică, este rezonabil să ne așteptăm ca majoritatea scritorilor de sabbat să încerce să interpreteze toate învățăturile Bibliei despre sabbat pe teoria ciclurilor septenare fixe. Dar renumitul Rabbi Hrist crede și învață că vechiul sabbat evresc nu avea nicio legătură cu o săptămână fixă de ciclism. În al treilea rând, înlăturarea din vederea vechiului calendar lunar biblic și efortul acum aproape universal de a interpreta Biblia pe baza calendarelor solare. Al șaselea, pierderea din vedere al folosirii zilelor nenumărate în calendarul biblic. Din cauza eșecului de a observa dificultățile menționate, mai sus a devenit destul de dificil să scrie sau să predați astfel încât să fie înțeles clar despre șabatele scripturii.